Circulația s-a desfășurat azi dimineață cu dificultate pe drumul european 81 din cauza fenomenului de ceață, vizibilitatea fiind redusă la sub 100 de metri pe anumite porțiuni. Astfel de probleme au fost înregistrate și în alte zone, din județul Sălaj, în special pe Valea Craznei și Valea Grijului. De asemenea, în anumite porțiuni, vizibilitatea a fost redusă la sub 50 de metri, situație în care conducătorii auto trebuie să manifeste în aceste zile o atenție sporită pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulație.